Oh, îmi pare rău. Te-am speriat? Buu! Ce? Tu! Nu te teme, te duc la proprietarul tău. Da-mi-l! Poți păstra flopărul. Mersi că ai încercat, Hoshi, dar nu ne putem împotrivi unora ca ei. Cineva trebuie să facă ceva. Dacă nu vom reacționa în fața acestor hoți, nu o să mai avem ce apăra. Mesajul spunea că o gașcă de acoliți au pornit o luptă într-unul din sectoarele industriale ale peșterii. Și amenință pe locuitorii nevinovați. Fac prin soare. Se pare că am sosit la destinație. Păi, nimeni n-a spus că va fi ușor să facem curățenie în peșterile de est. Prindeți-l pe pronto. Stop! De ce? Peștera asta n-are un sublord. Pot să fac tot ce vreau. Wow, 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 wow. Inclusiv să vorbești prea mult. Ce e? E un răufăcător, nu? Se pare că în lipsa unui sublord, locul a devenit un magnet pentru fiecare hoț și infractor din peșterile de est. Bănuiesc că hoții și infractorii nu sunt la curent cu noutățile. Individul nu părea să ne cunoască. Bine, ne putem folosi de asta. E în avantajul nostru că nu știe toată lumea cine suntem. Nu va dura mult până când ticăloșii vor descoperi ce speță de erou e pronto. Așa e, dacă nu porți asta. Acum avem avantajul surprizei. Dar chiar dacă hoții nu știu cine suntem, pun pariu că n-au mai văzut un cârtețoid până acum. Ha, vrei ca pronto cel discret să lucreze sub acoperire? Ha, 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 nu mai insista, n-o să insist nici eu. De acum încolo pronto va fi cât se poate de liniștit și de subtil. Exact asta ne lipsea, mai mulți hoți care să ne fure slagii. Deși ai fi putut opta pentru ceva mai modern. Păreți a fi doi slagi de mare valoare. Nu uitați, prieteni, fără necazuri, decât dacă ne caută ele pe noi. Era un răufăcător. Tocmai ne-au căutat. Hei! Ăla e locul meu de parcare. Oh, bine, nu știam că e al tău, amice. Iar ăla-i locul lui de parcare. Nici o problemă. Ne mutăm când vă vor veni meca animalele, bine? Că tot veni vorba. Ne-am rătăcit meca animalele. Va trebui să le luăm pe ale voastre. Asta nu se va întâmpla. Ziceai ceva de necazuri? Nu cred că va fi un necaz prea mare. Tu crezi? Să încercăm să nu mai atragem atenția, bine? Faceți pași, prieteni! Noi suntem cinci, voi sunteți doar doi. Mai numără o dată. Eu am numărat doar patru, plus o tipă urâtă îmbrăcată după moda de anul trecut. Păi, vezi ce ți-am spus eu despre rochia asta? Nu vi se pare că brutele astea au cam acaparat strada? Elementul apă ar spăla strada de ei. Și de toți oamenii nevinovați.
Dacă vrei să-i ajutăm, trebuie să spargem cheful. Acum! Dați-mi voie! Nu! Cu banii obținuți pe voi, voi fi destul de bogați să... Eu sunt Hoshi, el e amețitul. Haideți! Aici! Fără necazuri? Vă salut! Nu sunt decât o femeie simplă care nu are timp să fie la curent cu moda. Ce mi puteți spune despre intențiile voastre rele? Și vă rog să nu vă temeți că aș putea fi un erou sub acoperire. Departe de adevăr. Sunt femeie. Nu o băgați în seamă pe bunica mea smintită. Încetează, vreau să ajung undeva cu ei. Da, în pericol. Să te ducem acasă, buni. Stai, nu mă atinge. Nu o băgați în seamă pe bunica. Are o boală de piele. Discreți, ai uitat? Oh, Trixie, uneori în misiune planurile se schimbă. Nu e mai bine ca domnii aceștia să-l admire pe Pronto decât să facă probleme? Are dreptate aici. Tu ce mai ești? Sunt Pronto, magnificul, și eu... sunt încărtețuit. Ce e? Încărtețuit. Păi gândește-te la cel mai spectaculos lucru ce ți-l poți imagina și înmulțește-l cu infinitul. El e Pronto. Pare a fi cineva deosebit. Iată un om care mă înțelege. Poate mai rar decât un slag cristalid? Da, poftim? Un slag? Ba, Pronto valorează cât 10 slagi. Da? Tocmai mi-am găsit biletul spre o viață fără griji. Gata. Ușurel. Are dreptate, ușurel. Eu l-am văzut primul. Wow, a fost ușor. Așa vă trebuie dacă v-ați pus cu doamna asta. Când indivizii se concentrau asupra lui Pronto, n-au mai deranjat pe nimeni. L-am putea folosi pe Pronto ca momeală pentru a-i scoate pe toți hoții din oraș. Ar fi mult mai rapid decât a parcurge fiecare stradă căutându-i. Și am ține departe de oamenii nevinovați. Nu i-am putea face asta lui Pronto, nu? Nu-i așa? Ba da, gândiți-vă ce cântece vor cânta în cinstea lui. Dă-mi slagul! Scuzați-mă, dar știai că o gheară de cărtețoid valorează cât 15 slagi? Wow! Pronto! Deci, ai pus ochii pe un met animal de curse cu dungi și cu un claxon care sună așa, auga, auga! Nu e bine, băiete, prinde cârpețoidul ăsta chipeș și ți-ai putea cumpăra 20 din alea. Pronto! Pronto valorează cât greutatea lui în cotlete de porc, iar acum stă nepăzit pe strada principală. Opa! Dacă am luat cura pe dinainte. Pronto! Mergem la mine acasă. Veți sta cu mine și cu amețitul, nu cu hoții ăia cu care ați venit. Poftim? Serios? Atențiune, locuitori ai peșterii. V-am făcut favoarea de a compune un cântec în onoarea lui Pronto. Cu plăcere. E un cârpețoit trăgător super genial. Că
Dar a curățat orașul cu un flatronicus banal. El e pronto. Doctorul a declarat când pronto a prins viață. Că n-am mai văzut bebeluș cu atâta păr pe față. E pronto. Pronto. Stați, pronto. Prietenii voștri sunt băieți buni? Ăștia o să-mi aducă o găleată de bani. Hei! Hei! Dă-i drumul! Încă unul și n-a trebuit să ridici un deget. Planul merge ca pe rate. Poate un pic prea bine. Uite-l pe Pronto! În spatele nostru, Pronto, ne ocupăm noi de ei! Bună idee! Ocupați-vă voi de ei! Eu am grijă de restul! Prietenii voștri au nevoie de ajutor! Se vor descurca? Ce e Pronto? Pronto! Pronto! Bine, să fim cu ochii pe acest Pronto! Cu blăneța sa și cu gură plină de dinți, e cel mai chipeș din gașca șei, fiți atent, a? Nimic personal, amice, dar un colecționar mă va plăti regește dacă îi te duc. Împăiat. Eu nu sunt lacom, vreau doar nasul tău. Da, dar eu sunt atașat de el și cred că el nu vrea deloc să-l ai tu. Pronto va curăța orașul de unul singur, a? Ar trebui să cânt despre asta, nu-i așa? Când îi aud numele, o ieși și noi. Când îi aud numele, băieți trebură. Atențiune, zevzecilor și nerozilor! Peșterea asta îmi aparține mie, sub Lordul Holt. Peștera asta nu-i a nimănui. Poate doar acelui care îl va prinde pe Pronto. Pronto? Da! Dacă e aici creatura aia, prietenii lui nu pot fi departe. Găsiți-i pe cei patru și eliminați-i. Am preluat controlul din ordinul lui Daifu. Și primul meu ordin în calitate de comandant e să-mi aduceți cârtețoidul. În viață sau fără viață? Știți ceva? Îl prefer fără viață. Ha, a mers bine. Da, planul este eficient. Te descurci bine, Pronto? Hei, unde-i Pronto? Oriunde o fi, o să ne dorim să fim și noi acolo. Priviți! Războinici de piatră. Are nevoie de cel puțin 10 ore de somn de frumusețe, dar fața lui merge pentru tinerețe și bătrânețe. El e Pronto. Iar voi doi? V-ați lămurit neînțelegerile, nu? Poate ar trebui să-l lovești. Hei, putea să doară. Trebuia să trage în el, nu să trage în mine. Avem noi ordine. Te vor, dar nu în viață. Nu în viață? Sau în viață. Mai bine e, nu în viață. E plăcut să fii căutat, dar nu să-ți pierzi viața. Serios? Bine, dacă spuneți voi, să-i dăm vice. Acum! Grozav, acum să-l găsim pe Pronto. Stați puțin, vă rog, nu putem discuta, vă rog. Ce? Haideți, fugiți! După ei! Haideți, după ei!
Pronto, a scăpat din nou. Salut! Salutare, sublord Holt. Ce mai faci? E cumva un vârcolac geoshard? Un singur foc pus lacul ăsta, atent îndreptat spre țintă, și va cristaliza inima victimei. Sună dureros. Întocmai. Ajutați-mă, nerozilor! Îl detest pe slagul ăsta. Poftim! Ai văzut? Pronto e cel mai mare trăgător de slagi. Atât de grozav, încât nici măcar nu trebuie să tragă cu slagul. Wow! A fost super! Nu stați proțăpiți! Voi! Prindeți-o pe puștioaică! Sper să meargă! N-ai unde fugi? Nu mai fug! Oh! Ești pe cont propriu acum! Ba nu! Lasă fata în pace! Hoșiane dreptate! Habar n-are! Deci, unde rămăsesem? La partea în care tu te predai. Trăgătorul întunecat! Nu stați proțăpiți acolo! Foc de voie! Dacă te-ai gândit să pleci din peștera asta, te-ai scutit de multă suferință. Regret, campionule din Est, dar nu mai ești apărătorul acestor peșteri. Autoritatea mea provine de la Daifun persoană, iar nerozii ăștia primesc ordine doar de la mine. Atunci doar tu vei răspunde de ce se va întâmpla de acum. Crezi că-i sperii? Te înșeli! Ăștia sunt niște infractori fără inimă. Vor lupta cu voi până la ultimul om. Cum? Nu! Unde vă duceți? Opriți-vă! Se pare că tu ești ultimul Holt. Nu vă apropiați dacă prețuiți viața acestei creaturi. Mă cheamă Pronto. Da, știu. Crezi că nu știu asta? Nu, nu cred. De fapt, nu cred că ai curaj să tragi cu slagul geoshard. Pronto, poate că nu e cea mai bună idee. Chiar dacă ai trage cu slagul ăla, am mari îndoiel că tu mai nimeri. Te înșeli amarnic. Adio, Pronto. Pronto! Țineți-mă! Țineți-mă! Pronto! Pronto și-a făcut treaba. Nu-i așa? Așa e, micuțule. Atunci mai am să vă spun un singur lucru. Mai aproape. Se întunecă acum. Acum eu voi dormi. Pronto! Îmi pare rău că te-am pus în pericol, amice. Bine că măcar ziua asta n-a fost un eșec total. Înregistrat de N79 și Carboi. Pronto? Ești în viață? Bineînțeles, cărtățuizii nu au inima în piept, ci în posterior. Toată lumea știe asta. Pronto! Ce e? Nu-l mai iubiți pe Pronto? Fiți atenți! La o parte! La o parte! Dacă vă mai întoarceți, să știți că vă așteptăm! Giugiu, râgăitule, aici erați! De ce am senzația că nu ești străin de toate astea?
Și cum rămâne cu ei? Ne ocupăm noi de ei și de cei care vor mai veni. O astfel de determinare va face peștera asta o țintă mai puțin ispititoare pentru Holt. Dar dacă se va întoarce, dați-ne de știre și vom veni. Dacă veți aduce cei doi slagi, sunt grozavi. Dar am senzația că o să fie mult mai bine de acum încolo. Da, mulțumită lui Pronto. El v-a salvat de și înfiept, lovit, cârtețoidul misterios din vest venit. El e Pronto.